Ceapa este ușor de cultivat, dar este important să înțelegem când să recoltăm corect ceapa, precum și să o păstrăm pentru a profita la maxim de acest produs de bază pentru gătit. Recunoașterea momentului când să recoltăm ceapa va oferi cea mai bună aromă și calitate a soiurilor de ceapă precum și va garanta o păstrare bună. Dacă sunteți curioși cât de mari sunt cepele sub pământ, vă puteți face o idee bună uitându-vă la frunze. Fiecare frunză coincide cu un strat al unei cepe, astfel încât puteți examina frunzele pentru a vă oferi un indiciu asupra. Creșterii plantelor de ceapă. Ceapa trebuie recoltată până la sfârșitul verii, înainte de apariția vremii răcoroase, pentru a preveni deteriorarea ei. Ceapa din bulbi trebuie recoltată la aproximativ 100 până la 125 de zile de la plantarea ei. În unele zone ale țării se practică perioada de minim 3 luni de la plantare. După ce a trecut 3 luni, ceapa se poate scoate. Semnul revelator al recoltării cepei este atunci când tulpinile devin gălbui sau maronii, se usucă puțin și se răstoarnă. Odată ce vedeți că se întâmplă acest lucru, planificați o recoltă de dimineață de vreme, când temperaturile sunt mai blânde. Slăbiți solul din jurul tulpinilor de ceapă, apoi trageți ușor ceapa din pământ. Este foarte important de știut că dacă recoltați ceapa mult prea devreme, ea nu va rezista peste iarnă. După recoltare, lăsați-le să stea câteva zile la uscat, ferite de lumina directă a soarelui. Apoi așezați-le pe o suprafață uscată, plană, care are un flux bun de aer și temperaturi mai răcoroase și care este ferită de lumina directă a soarelui. Ar trebui lăsată neatinsă timp de aproximativ 3 săptămâni, până când tulpinile sunt complet uscate și straturile exterioare ale cepei sunt crocante și uscate.